Ei bine, în final aș vrea să vă mai întreb, domnul Sabdaru, ce program mai aveți astăzi, duminică? Astăzi am un program foarte încărcat, de seară am premieră. Aveți premieră? Da, la Ateneu vom juca în păi seara și n-aveați asta. Repetiții la ora asta? La ora 11:30 spre 13. Am repetiții, de aceea vreau să termin mai repede. Păi nu, că au venit în palas niște domni foarte, foarte supărați. Cine? Nu ați ajuns undeva, nu știu cine sunt. Să intre, să vedem cine sunt cei supărați. Probabil că conducerea Ateneului. Dimineața, sau... domnul Sabdaru. Sunt actorii din spectacolul de la Ateneul de la surpriză. Bună seara, maestre. Haideți lângă mine. Aceștia sunt actorii din distribuția mea, care se numesc Toma Moraru, Sorin Cimbru și Roxana, dar nu cea din urmă, Mârza. Aplauze pentru actorii din spectacolul dumneavoastră. N-a venit, nu? L-ați așteptat? O să... E bine. Ai venit cu mașina să mă iei, că nu am cu ce să ajung la... Da, păi am observat ei că plouă. Sunt actorii care joacă în piesa mea, în piesa noastră, în piesa lui Gogol. Se numește Jurnalul unui nebun. Este o dramatizare... Stai aici. Este o dramatizare... Uite, a apărut și afișul, care este foarte frumos. O dramatizare după Nicolae Vasilievici Gogol, o piesă despre nebuni frumoși care nebunesc din dragoste, din singurătate. E o comedie, o tragicomedie la care sper să avem mulți, mulți spectatori. Roxana, Tom, Sorin, mă uit spre voi, mai ales tu, Tomiță, nu e prima dată când colaborești cu domnul Sabdaru. Cum este Ion Sabdaru la repetiții? Te rog. Să încep eu. În primul rând consider că este o mare șansă pentru orice actor debutant. Ce? Să se întâlnească cu domnul Ion Sabdaru, să lucreze cu dumnealui. Ei, lăsați. Continuați. Continuăm prin Roxana. Sunt foarte fericit să colaborez cu dânsul de fiecare dată. Roxy. La mine e prima dată. E prima colaborare și cu prima dată. Și la mine e prima dată cu Roxy. Dar e dur așa la repetiții, sincer acum. Nu, e foarte haios și e foarte la obiect. Ce? Tu, Sorin, ești mezinul trupei din punct de vedere profesional. Din punct de vedere profesional, foarte bine spus, da. Că când zice mezinul, se referă la faptul că Sorin e încă student sau masterand. Ce ești tu? Student în anul 3. Student, nu? În anul al treilea. Student în anul al treilea, Sorin Cimbru. Care e vorba preferată a domnului Ion Sabdaru? Nu putem să spunem. Nu puteți? Nu, că eu știam că e schimbă atunci când faceți ceva mai în regulă. Schimbă, nu? Corect. Despre ce e bine, vorba? Sunt și alte cuvinte mai drăguțe, dar repet, ce a zis Sorin, nu pot să le... Zii, Sorin. Ce să zic? Mi-ar place ca ei să joace un pic așa, un început de piesă, numai unul, mic, 5 secunde. Ar fi secunde, extraordinar, jurnalul unui nebun, o mică demonstrație. Și se sfătuiesc chiar acum ce să facă. Avem nevoie de muzică pe fundal? Nu. Da, puteți da? Să puneți o muzică... Ce? Tragică. O muzică tragică. Un bum. Trec 7. Ia să vedem. Demonstrație live din jurnalul unui nebun din această seară de la ora 19 cu actorii Ateneului Tătăraș. Aplauze! Noi o să fim aici, noi cu Toma nu jucăm. Good my lord, how does your honor for this many a day? I humbly thank you. Well. My lord, I have remembrances of yours that I have longed to redeliver. I pray you now receive them. No, not I. I never give you aught. Are you honest? My lord? Are you fair? Și acum Toma o să spună finalul piesei. Finalul. Zii, mamă. Mamă. 20, mamă, salvează-l pe fiul tău bolnav.
varsă o lacrimă pe căpușorul lui bolnav. Uite-i cum ți-l chinuie. Mamă! O scară. Dați-mi o scară. Domnilor, aplauze, doamnelor și domnilor. Aceștia sunt actorii mei iubiți. Jurnalul acum. Unui nebun. Le mulțumim foarte mult. În această seară la ora 19 la Ateneul Tătăraș puteți urmări Jurnalul Unui Nebun, regia Ion Sabdaru. Da, și să luați invitațiile alea. Am dat invitațiile. Da, foarte bine. Noi avem persoanelor ce au răspuns corect întrebărilor noastre. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Ion Sabdaru, Tom Moraru, Roxana Mârză, Sorin Cimbru. Iar acum în final aș vrea să-i chem și pe studenții și elevii care s-au implicat în improvizația cu domnul Ion Sabdaru. De asemenea pe Mihai Ștefan, îl așteptăm lângă noi și pe Mihai Ștefan, pentru că avem așa o surpriză în final din partea noastră a artiștilor aflați pe această scenă, pentru dumneavoastră, spectatorii, publicul nostru drag. Ne ajută Tudor, ne ajută trupa Cross Medio. Din partea artiștilor, cu mare drag a venit și Ștefan, cu mare drag pentru dumneavoastră. Așa e lumea, o comedie, iar noi artiștii care o jucăm, n-avem dorința alta mai vie decât aplauze să merităm. Așa e lumea, o comedie, iar noi artiștii care o jucăm, n-avem dorința alta mai vie decât aplauze, decât aplauze. Să merităm!